scenariul numărul 1, care este cel mai bun pentru Republica Moldova, este începutul activității legale în toate instituțiile de stat și transmiterea pașnică a puterii de la cei care acum încă încearcă să o mai controleze către noul guvern în frunte cu Maia Sandu. Scenariul numărul 2. Este scenariul uzurpatorului, este scenariul Partidului Democrat, prin care ei vor încerca să nu ia în considerație tot ce se întâmplă în Parlament și vor încerca să meargă pe poziția lor cu alegeri anticipate pentru data de 6 septembrie. Și al treilea scenariu este o destabilizare totală din partea Partidului Democrat, cu încercarea menținerii, inclusiv prin admiterea vărsărilor de sânge din partea Partidului Democrat lui Plahotniuc. Președintele legitim semnează toate decretele de promulgare a legilor. Și dacă într-un fel sau altul scapă de Dodon, așa se gândește Plahotniuc, atunci nu are cine semna decretele și următorul ar fi Filip, care ar bloca tot absolut. Ei au trei variante cum să scăpe de mine. Primul, încercări de arest, ceea ce face Procuratura Generală și ceea ce încearcă Șor, alții care scriu acum la Procuratură pe mine, dar conform legii nu au dreptul să scoată imunitatea președintelui decât prin votul Parlamentului cu două treimi, și aici ar putea să meargă, cum spun rușii, pe bispredel. Asta e varianta numărul 1, care eu examinează. Varianta numărul 2 este șantaj asupra familiei. Și deja avem mesaje că o să-mi aresteze familia, o să-mi aresteze copiii, pentru că eu scriu cerere să plec din motive personale. Sau, speranța lor este, eu să-mi iau familia și să fug din țară. Vreau să-i preîntâmpin că nu va fi niciun fel de cedare și nu voi scrie cerere personal să plec din funcția de președinte, indiferent de toată murdăria și șantajul și presiunea care va fi pe parcursul următoarelor ore, zile. Eu voi sta ferm pe poziții până la sfârșit. Nu atingeți familia, domnul Plahotniuc. Nu atingeți familia. Eu niciodată nu o să iert lacrimile soției de sară. Nu atingeți familia. Copiii, familia. Eu niciodată nu m-am permis. Față de nimeni. Și al treilea variantă care ei se gândesc cum să scape Dodon, asta e lichidare fizică. Și eu vă spun că iau în calcul și acest scenariu. Și acum eu nu sperie pe nimeni. Eu vă spun conștient, înțeleg de ce ei se pregătesc.